Săptămâna aceasta, sucevenii pot beneficia de consultații oftalmologice gratuite. Serviciile medicale sunt oferite de o firmă de profil din București, în colaborare cu parlamentarii PDL de Suceava. Consultațiile sunt acordate la sediul organizației județene a PDL Suceava din municipiul Suceava, de lângă Biserica Sfântul Dumitru, și la cabinetele parlamentare din Burdujeni și Ițcani, ale deputaților Ioan Balan și Sanda Maria Ardeleanu. Programul de consultații este zilnic între orele 9:30 și 16:30. Consultațiile vor fi acordate până sâmbătă, 1 martie. PDL precizează că acțiunea umanitară a fost reluată ca urmare a solicitărilor venite din partea populației, după ce în luna ianuarie a derulat o acțiune similară. În ianuarie, de consultații oftalmologice gratuite au beneficiat peste 2500 de suceveni. Consultațiile oftalmologice vizează testarea acuității vizuale, determinarea dioptriilor, măsurarea tensiunii oculare și depistarea problemelor oftalmologice grave. Firma care realizează consultațiile oferă solicitanților și posibilitatea de a-și achiziționa ochelari la prețuri accesibile.